Eu astăzi era să nu mai ajung la show. Iar mi s-a răsucit un coi. Zic, chiar că mai pățeam, am mai povestit chestia asta. Pățeam în liceu de obicei. De ani bun nu mi s-a mai întâmplat, dar știți cum e. Când ți-e lumea mai dragă, atunci se învârte un coi. Și secretul, dragilor, când ți se învârte un coi, este să-ți dai seama repede în ce direcție trebuie să-l desșurubezi. Ceea ce e mai greu decât sună. Ați încercat vreodată să descălciți firul de la căști și orice faci, nici cum nu. Nu, e la fel, numai că căștile sunt buzunar și te dor. Foarte. Eu la facultate am învățat să programez CNC-uri cu 6 grade de libertate, dar niciodată un coi răsucit. Doare foarte tare, e foarte, nu știu, e înspăimântător. Așa, pe net scrie că e o urgență medicală, trebuie să mergi repede să te operezi. Dar asta sună ca și cum durează mult. N-am vrut să pierd show, mai avem show și mâine. Aveam niște pui scos la dezghețat. De pula mea, las că învârte. Și am învârtit. Până la un moment dat s-a pus așa într-o poziție foarte ciudată, nu știu. Ați încercat vreodată să puneți o imagine într-un document de la Word și documentul face... No, tot așa, doar că cu coaile. E teribil. I-am dat pe urmă de capăt, da. În fine, știați că de la salvare au voie și să vă refuze. Nu am pula aia că știa, eu am crezut că trebuie să te ia neapărat, dar aparent au zis, doamna, că domnul, dacă puteți să mergeți până la spital, trebuie să luați un taxi sau ceva. Chestia la care m-aș fi gândit, dacă mă dureau mai puțin coaiele. Plus că acum îmi dau seama că n-are sens, dar atunci nu voiam să mă duc la spital să mă operez, eu voiam să vină ei, să mă ajute să învârt. Vreau să vă povestesc o chestie. V-am zis că nu prea aveam prieteni când eram mic. Și, în principiu, deci eu am din Turda și am copilărit așa la periferia Turzii, care sună deja teribil, cartierul se numea Poiana, deci era dulce ca ciocolata. Și erau foarte nașpa copii, erau foarte agresivi, foarte răi. N-aveai voie să pleci acasă de pe stradă, decât dacă te-o lovi cineva și plângeai, sau dacă te-o chemat maică ta nervoasă. Aveai voie să pleci doar de la sau înspre o bătaie. Eu eram și cel mai mic, luam cea mai multă bătaie, cele mai multe capace și cel mai mult scuipat. Eram la, cumva la baza piramidei sociale, cam ceva de genul ăsta. Nici cum n-am reușit să-i convinc pe copiii aia că dacă sunt la baza piramidei, asta mă face cel mai bazat. Nu am reușit nici cum să înțeleg. Erau și proști, da? Era unul, se certa foarte des cu frate-sul și tot timpul zicea, fut pe măta. La frate-sul. La altul nu i-o mai da voie maică-sa să se joace metin pentru că l-o prins dând laba pe poză cu o șamancă. Și ca să fie foarte clar, nu era artă făcută de un fan pe net, era loading screen-ul de la joc. Ceea ce, nu știu dacă v-ați jucat vreodată vreun joc, dar implică o labă foarte rapidă. Știu cum a avut timp să-l prindă. Măcar a fost deșteaptă și l-au pedepsit să nu se mai joace. Alți părinți proști fiind, dar ar fi pedepsit să nu mai iasă afară. Deci ar fi stat în casă și ar fi dat mai multă labă pe mine. Că ce altceva să facem căcatul ăla de turta? Extraordinar, nu? Nici la școală nu era mai bine. Aveam... ca să vă explic, la un moment dat, nu mai știu în ce clasă eram, a 7-a, 8-a, ceva de genul ăsta, la un moment dat a început colegii mei să vorbească despre o chestie la care ziceau anticrocodilul. Eu voiam foarte tare să mă integrez social, mi se părea retardată ideea, dar am zis că hai că întreb care e faza. Și ei tot îmi explicau care e faza și ziceau, păi uite, George, crocodilul are solți, anticrocodilul n-are deloc solți. Ha, 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 ha. Crocodilul are dinții ascuțiți. Anticrocodilul nu are deloc dinții ascuțiți. Ha, 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 ha. Tot așa vreo 4-5 luni până am aflat că anticrocodilul eram eu. Inventaseră căcatul ăsta ca să facă mișto de mine când eram eu de față. 12 ani mai târziu la terapie. Se pare că am probleme. Dar nu-i doar vina mea. V-am zis, erau copiii răi. Odată aveam ceva 10 ani sau ceva de genul ăsta. Veneam acasă noaptea și era un copil pe care îl chema Ionuț. Și Ionuț
creștea câini de bătaie. Îi plăcea Pokémon și atâta aia cu tucan. Avea un câine pe care îl chema Pikachu, de care o lega niște sârmă și niște cabluri neizolate. Îl punea pe tine și zicea pssst. Și Ionuț își plimba căcatul de câine și m-a oprit pe stradă și nu m-a lăsat să trec mai departe până nu m-a rugat de el să mă lase să trec mai departe. Să nu-i prost ală. Și de ce e prost? Ionuț putea să mă bată și singur. N-avea nevoie de câine ca să mă amenințe cu Pikachu. O mare prostie. Am povestit cu psihologa despre chestia asta și m-a întrebat că după aia părinții mei ce au zis când le-am povestit? Și am zis că nu să le povestesc părinților mei așa ceva. Așa repede o scris. Aparent nu e o chestie asta, da? Ce căcat să facă părinții mei în situația aia? Adică, cum să vă explic? Taică mea la un moment dat a intrat în spital pentru că l-a mușcat o albină. Ce șanse avea cu câinele lui Ionuț? Ce puteți să facă? Și poate vă întrebați, George, dar dacă tot își băteau atâta joc copiii de tine și erau așa, de ce nu le zici și tu că ești înapoi? Le ziceam, dar eram cringe. Pentru că, într-adevăr, atât am putea și mie cap. Nu știu, la un moment dat aveam foarte multe alergii, făceau copiii mișto de mine că strănutam foarte mult și ca să-i arăt eu la care făcea mișto de mine, i-am zis, strănutau aș pe capul tău. Anticrocodilul lovește din nou. Odată aveam o colegă de care îmi plăcea foarte mult și vorbeam în fiecare zi, nu în viața reală, dar pe Messenger. La școală nu vorbeam cu ea niciodată. Acasă, pe Messenger, da. Și nu știu cum a reușit să o conving să ne jucăm conquistador. Acum că mă gândesc, era mai ușor să o conving să ne futem. Ce fel? Ne-a jucat conquistador și m-a distrus. Și și-a bătut joc de mine și m-am supărat pe ea și am făcut amenecită. Anticrocodilul.